întrebări înainte de feedback. Dacă vreți să adresați întrebări punctuale. Am eu o întrebare. Te rog. O să te rog să vorbești tare, fiindcă se aude toată lumea. Bună ziua! Am lucrat la o companie timp de 7 ani, a fost primul meu job și am luat treaptă cu treaptă, cel puțin 7 trepte. Dacă trec totul în CV plus treptele din actuala companie, cam peste 12 ani de activitate, voi face un CV de 4 pagini, cel puțin. Uh-huh. Cum pot să evit situația? Pentru că unul prea lung poate să plictisească. Foarte bună întrebare. Din câte știu, pentru că am creat, lucrez în zona de IT, e corect? Da. Bun. În zona de IT, pentru că, după cum ai spus, ai trecut prin mai multe trepte, îți sugerez ție două documente, și anume un CV, maxim o pagină, și un portfolio of projects, în care să menționezi tip proiect, implicările tale în mai multe zone. Da? Deci dacă lucrezi în zona de soft sau în zona de IT, evident că voi puncta angajatorii, linia de raportare și evident dacă există partea de subordonare, pentru că pe mine într-un CV mă interesează să văd dacă tu ești, nu știu, personal de execuție, manager sau dezvoltator de soft. Da? Deci trebuie să înțeleg din primul document care, să zicem, maxim o pagină, cam pe unde ai trecut. Da? Iar în alt document în care eu aș vrea mai multe informații de la tine, să reușești tu să pui informație relevantă. Și după mai este o chestiune, dacă, haide să luăm concret că nu e niciun secret, Ubisoft. Da? Ubisoft este o companie care a dezvoltat foarte multe proiecte. Este important să punctezi proiectele prin care Ubisoft a devenit famous, chiar dacă tu ești o părticică din proiectul respectiv. Da? Dacă Ubisoft, eu mă laud cu proiectele companiei, chiar dacă eu am făcut o bucățică din proiectul respectiv, iar un alt aspect important este ce apare public despre compania respectivă și cum mă leg eu public de un proiect al companiei la care lucrez. Pentru că poți să brodești, să creezi niște punți de discuție foarte bună. Un alt aspect important care e de la sine înțeles, dar mulți nu-l fac, este aceea de a pregăti interviu. Adică mă duc la Ubisoft să mă angajez, da? Bun. N-am citit nimic din ce apare pe Google despre Ubisoft. Este o greșeală fundamentală. Trebuie să citești, da, în momentul în care știi că te duci la interviu la Raiffeisen, citești tot ce apare public despre Raiffeisen. Citești ultimele articole ale CEO Raiffeisen și te legi în comunicarea ta, chiar dacă întrebarea a fost alta, despre un articol despre Raiffeisen. De exemplu, vă întreabă ceva, o aberație, mai mică sau mai mare, și dumneavoastră spuneți: am citit recent în Ziarul Financiar un articol cu CEO-ul dumneavoastră. Mi-a plăcut foarte mult cu tare și cu tare. Da? Asta creează punți și toată partea de laudă către angajatorul care vă intervievează sau către actorul care vă pune întrebări este importantă. Adică vă pun o întrebare, dumneavoastră n-ați înțeles prea exact întrebarea. Și atunci veniți și spuneți: înțeleg că vreți să vă răspund la chestia asta, o clarificare, da? O clarificare de așa natură încât dialogul să fie unul apropiat. Asta înseamnă oglindirea interlocutorului. Cine dorește să mai... Ești ok? Da, mulțumesc. Cine dorește să mai întrebe? Imediat. Uite, te rog tu și cu acel să fie în față. Da. Și te rog tare ca să te auzim cu toții. Bună ziua, primul felicitări pentru intervenția dumneavoastră. Aș avea două scurte întrebări. Una, ok, sunt întrebat la interviu despre salariu. Ridic mingea la fileu și o pasez în partea cealaltă, precum a spus dumneavoastră. Și pe de altă parte vine HR-ul și spune, ok, totuși am nevoie de o cifră de la tine. Da? Și insistă foarte tare, exact, pentru a obține salariul și, pe care l-ai prezent. Contextul este că sunt între 5 și 10 ani de experiență în domeniul Y. Uh-huh. Da? Și totuși, adică vin și nu sunt... sunt deja angajat. Da. Și merge în altă parte și vrei ceva mai bun. În ce domeniu lucrezi? Sunt coordonator vânzări în domeniul bancar. Vânzări, ok. Acum, în situația, vedeți, eu vă întreb mereu în ce domeniu și cum, pentru că, în perspectiva mea, un vânzător, nu contează ce vinde, ar trebui să aibă o plată fixă și o plată variabilă, că așa e normal pe lumea asta. Evident că există joburi în care există plată variabilă și joburi în care există doar plată fixă. Dar,
Haideți să vă mai dau un hint. De multe ori, dacă pui bine problema, poți obține plată variabilă, deși ăla nici nu s-a gândit la plată variabilă. Adică, discuția sau interviu cu un vânzător ar fi ceva de genul: hai să vezi cât business îți aduc eu, hai să vezi ce de vânzări o să-ți fac eu. Și în momentul în care pui discursul ceva de genul: eu o să vă vând în jur de atâta și încep cu sume, se creează o atracție vis-a-vis de tine. Deci dacă l-aduc pe ăsta, o să am un portofoliu, o să-mi crească portofoliu. Răspunzând concret la întrebarea ta, este foarte bine ca atunci când cel care intervievează insistă pe un venit, să dai o bandă. Da? Adică să spui: eu aș fi confortabil cu un minim de 400 de euro, dar din informațiile pe care le am pe piață pentru jobul meu, salariile sunt undeva între 400 și 1200. Probabil că cel mai confortabil m-aș simți undeva în jur de 800 de euro net. Deci dacă se insistă și se insistă la a primi o cifră, e bine să dai un interval și suma pe care o pui undeva la midpoint să fie la zona ta de ok. Pentru că probabil că dacă nu-ți vor oferi 800 de euro, nu te vei angaja. Și atunci poți să vii să spui: eu aș face o schimbare către dumneavoastră, pe intervalul ăsta se plătește, dar în jur de 800 de euro eu m-aș simți confortabil. Am mai avea o întrebare, Andrei, scurtă? Sau ți-a răspuns? Trăim în era social media și din ce în ce mai des se fac recrutări pe baza LinkedIn. Uh-huh. Da? Cât de suficient trebuie să fie CV-ul pe LinkedIn sau informațiile pe care un posibil angajat le oferă pe LinkedIn? Da. E clar că nu poate fi un CV în adevărat de sus al cuvântului. Mulțumim mult, Andreea. LinkedIn, da, LinkedIn este într-adevăr o platformă pe care se uită orice angajator. Vreau să vă spun că angajatorii se uită și pe Facebook, deci atenție mare cu imaginea mea pe Facebook. Vreau să vă spun că, indiferent de despre ce job vorbim, toată lumea se duce și controlează într-un fel și judecă greșit sau mai puțin greșit postările de pe Facebook. Întrebarea ta la LinkedIn. Vedeți, LinkedIn-ul, dacă îl studiezi în amănunt, vei vedea că are o grămadă de informații. Eu aș sugera ca profilul de pe LinkedIn să fie destul de lung, nu succint, dar să fie cu cuvinte și cifre relevante și, de asemenea, aș sugera la LinkedIn să vă conectați cu tot felul de grupuri internaționale din sfera de activitate. Adică dacă sunt pe IT, să fiu connected cu tot felul de grupuri la nivel mondial în zona mea. PR, IT și așa mai departe. Dă foarte bine. Să fiți membru al asociației de soft nu știu care. Să fiți, de exemplu, în HR. SHRM, există Society for Human Resources Management, Tărică, deci tot felul de foruri profesionale din zona de interes. Mulțumim mult. Mai avem timp de două întrebări, mai avem una aici și pe aceea mai vrea cineva. Bună ziua, sunt Felicia. O întrebare, nu pentru mine personal, ca ședință, pentru suriora mea care este la început de carieră. Ce recomanzi unui tânăr sau unui tânăr la început de carieră să treacă pe CV? Ținând cont că nu prea are ce să treacă, că e la început. Da, foarte, foarte bună întrebare. Ideea este următoarea. Vreau să vă spun că un tânăr absolvent poate să scrie extrem de mult într-un CV. Dacă există activități curriculare, și un tânăr absolvent trebuie mereu să meargă în internship neplătit. Deci să intre în companii și să se ofere gratuit. Pentru că dacă o să bată la mai multe porți și o să fie ca picătura chinezească și o să spună: eu vreau să fac un internship la Coca-Cola, eu vreau să fac Copic Seros aici, deci mai pleacă până nu obține internship, căci cam așa se întâmplă ca un demers câștigător. În CV-ul lui trebuie să pună tot felul de activități extracurriculare, ca participat la campusul nu știu care și așa, ca luat notele nu știu care la materia nu știu care, descrie materia nu știu care a făcut-o în CV mai mult, da? O descrie mai mult. Ca participat la, nu știu, Do It Romania, Let's Do It Romania. Deci se leagă de anumite lucruri din proiectele din facultate și le dezvoltă, chiar și materiile la care așa, sau un profesor de mare și, practic, reușește să redacteze două pagini de esență în care nu se reduce doar la am terminat facultatea cu tare. Deci se poate face și lucrul acesta și internship-uri neplătite.